Bine v-am regăsit, Betania Kids! Săptămâna aceasta vreau să vă prezint o serie extraordinară de 5 cărticele ale lui Max Lucado. Este vorba despre Hermii și prietenii. Dacă nu le-ați citit încă pe toate 5, dați buzna în librării împreună cu părinții și bunicii sau comandați-le de pe scriptum.ro și cu siguranță săptămânile următoare veți avea cu ce să vă delectați. Seria lui Max Lucado ne vorbește despre iubirea pe care Dumnezeu o are pentru noi și cum putem noi să răspundem iubirii sale. În prima carte pe care vă îndemn să o citiți, despre Hermii, Dumnezeu mă iartă și eu te iert, veți vedea cum viermișor este nevoit să îl ierte sau nu pe Hermii și veți descoperi împreună ce a făcut să se ajungă la problema dintre cei doi. În cartea despre Busby, care este un albinuț tare neascultător, veți învăța împreună cu Hermii și Busby ce înseamnă de fapt ascultarea de părinți și de Dumnezeu și vă îndemn să o citiți. Cea de-a treia carte este despre minciună. Noi toți știm că minciuna are picioare scurte, dar vom învăța de ce este atât de valoros adevărul și de ce Dumnezeu așteaptă ca noi să spunem de fiecare dată adevărul. Vi-l prezint apoi pe Stanley, un gândăcel mirositor de care nimeni nu se poate apropia și vom găsi împreună o soluție să vedem cum putem să iubim pe acei oameni care sunt tare greu de iubit. Și nu în ultimul rând, vom descoperi împreună cu Webster ce să facem atunci când ne este frică, pentru că el este un păianjen tare fricos. Ce poate el face și ce puteți voi face împotriva fricii, veți descoperi dacă citiți această cărticică. Toate sunt extraordinar de ușor de citit și foarte frumos ilustrate. Fie că sunteți în clasa a doua sau a treia, vă va fi ușor să citiți pentru că scrisul este suficient de mare încât să vă fie fiecăruia dintre voi o lectură ușoară. Iar dacă vi le citesc, părinții sunt extraordinare pentru că în acest timp puteți să vă uitați la imaginile extraordinar detaliate aici și foarte frumos ilustrate, iar calitatea este extraordinară. După ce faceți rost de aceste cărticele și începeți să le citiți, iată care este provocarea mea pentru voi. Cât de repede ați citit o carte, faceți-mi o recenzie. Opa, ce înseamnă recenzie? Ia povestiți-mi pe scurt ce ați citit, ce ați învățat și ce ați înțeles din această povestire care v-a plăcut atât de mult. Poate îmi faceți și un desen și mi le trimiteți pe adresa noastră. Le aștept cu mare entuziasm și nu uitați că noi le premiem ca o încurajare la participare activă. Cele mai frumoase lecturi, vă dau un sfat personal, le faceți dacă aveți aproape de voi o ceașcă de ceai îndulcită cu miere, poate și cu puțină lămâie, o ciocolată caldă, o pătură, mai ales că încă este frig afară, și să stați relaxați în fotoliu alături de cei dragi vouă. Lectură plăcută până data viitoare!